Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu a scos noi posturi la concurs. Mai multe locuri de asistent medical, dar și de medic sunt disponibile. Persoanele care au absolvit școli post-liceale sanitare sau licee sanitare, precum și medici, pot lupta pentru unul dintre posturile scoase la concurs. 20 de posturi vacante de asistent medical au fost scoase la concurs pentru cei care au absolvit o școală sanitară post-liceală sau un liceu sanitar cu durata de 5 ani, oferindu-li se posibilitatea de a se angaja la unitatea medicală pe perioadă determinată. De asemenea, sunt disponibile 8 posturi pentru care medicii respinși inițial și-au completat și depus deja dosarele, urmând să susțină examenele după ce data concursului va fi stabilită de președintele de comisie, dar nu mai târziu de 90 de zile de la anunțarea într-o publicație medicală. Spitalul Județean a publicat astăzi, în data de 16.07, anunțul pentru scoaterea la concurs a 20 de posturi vacante în statut de funcții, și anume asistent medical debutant 12 posturi, asistent medical 2 posturi, kinetoterapeut 1 post, infirmier debutant 1 post, 2 posturi de îngrijitoare și 2 posturi de muncitor necalificat. Anunțul se regăsește pe site-ul spitalului, la vizierul spitalului, publicat în Monitor Oficial partea a 3-a și pe posturi gov.ro. În privința posturilor de medic, dosarele s-au depus dosare, sunt 8 posturi de medic scoase la concurs. În momentul de față, după terminarea înscrierilor și validarea dosarelor, se constituie comisia de concurs, urmând să fie trimisă către Ministerul Sănătății pentru publicarea comisiilor. Data concursului va fi stabilită de președintele de comisie după ce se obține această aprobare. Termenul maxim de organizare a concursului este de 90 zile la publicarea în Viața Medicală. Concursul pentru posturile vacante de asistent medical va fi structurat în 2 etape. Rezolvarea unui test grilă în data de 23 iulie și interviul, care va avea loc pe data de 28 iulie. Pentru asistenții medicali există însă o ofertă mult mai tentantă în străinătate. Un angajator din Marea Britanie caută 15 persoane care să lucreze la terapie intensivă, în schimbul unui salariu de până la 30.000 de lire pe an. Se lucrează aproximativ 37 de ore pe săptămână și în 3 schimburi de câte 12 ore. Prima condiție este ca doritorii să aibă calificare de asistent medical.